Steaua, care a avut 2-0. Brașovul s-a apropiat la un gol diferență după eroarea uriașă a lui Iliev. Steaua continuă lupta pentru titlu. Va urma o săptămână extrem de interesantă cu meciuri din Liga 1, cele mai importante le veți putea vedea la Digisport. Nicolici teribil de supărat pentru că va rata meciul cu Dinamo de joia, din joia care urmează, de la ora 21:45 de minute. În direct de pe Național Arena vedem golul lui Novak Martinović, venit în minutul 15, apoi penaltiul scos de Rusescu. Tot Rusescu transformă și aduce în cele din urmă cu acest gol 3 puncte foarte importante Stelei, dar Steaua trebuie să fie atentă la FC Vaslui în acest moment. FC Vaslui este echipa pe care Steaua nu o poate controla, care nu mai joacă până la finalul acestei competiții extrem de interesante. Așadar, Steaua continuă lupta pentru titlu alături de FC Vaslui și CFR Cluj. Dinamo este și ea acolo. Acesta este rezultatul final. Sunt Ionuț Angheluță, rămâneți în continuare alături de noi pentru reacții. La revedere! Bergambir, berea fotbalului românesc.